menționat că prima dumneavoastră zi de muncă la primăria sectorului 6 a fost pe 26 octombrie 2020. Astăzi se împlinesc fix 7 luni de când sunteți în exercițiu și aș vrea să vă întreb care sunt progresele pe care le vedeți până acum de când ați preluat mandatul. În aceste 7 luni am plecat la premisa că trebuie ca să punem lucrurile într-o direcție foarte clară. În primul și în primul rând m-a preocupat creșterea capacității administrative a primăriei și asta a presupus să identific și să aduc în primărie oameni competenți și am făcut acest lucru, am adus mai mulți oameni competenți prin transfer de foarte multe ori din instituții cum ar fi ministere sau agenții. Am făcut o reorganizare a primăriei ca să avem niște funcționalități mult, mult mai clare și am început reforma a trei instituții esențiale. În primul rând e vorba despre DGASPC, unde am venit cu o eficientizare reducând numărul de posturi fără a desfința niciun serviciu social. Vorbim de undeva la 130 de posturi. Poliția locală, am început un proces de reformă care presupune ca 85 de polițiști, grosomodo, să nu mai se regăsească în viitoarea schemă, întărind în același timp poliția locală prin cursuri și prin un proces de mentorat și prin atribuire de sarcini mult, mult mai clare de până acum. Și mai vorbim și despre desființarea unei instituții care era ineficientă și nu justifica existența cum este DAFL, care se ocupa de fondul imobiliar. Acum este la o treime din angajați în cadrul ADP. Am demarat o serie întreagă de proiecte. În primul rând a fost un proces de planificare strategică în care ne-am stabilit ce obiective avem, care sunt proiectele majore cu care mergem și le-am alocat buget. Pentru unele deja avem buget, pentru altele nu avem buget și trebuie să aducem fonduri europene. Ce am mai făcut a fost să evaluăm proiectele începute de fosta administrație, să vedem în ce stadiu sunt și care sunt acele proiecte care mergem mai departe într-un ritm sporit sau care sunt acele proiecte care nu sunt extrem de urgente și pot să meargă într-un ritm puțin mai lent. Deci cam aici am lucrat. Sunt atât de multe zonele și proiectele în care am intervenit încât ar lua foarte mult timp să le spun pe toate, dar pot să dau câteva exemple mai reprezentative. În primul și în primul rând am cerut de la Primăria Capitalei și am primit un teren pe care vom avea un spital în sectorul 6. Este în sectorul 6, un sector cu 400.000 de locuitori, nu are niciun spital în zonele cu densitate mare, cum ar fi drumul Taberei sau Militari. Și atunci linia mediană pe Bulevardul Timișoara o să avem un spital cu specific și cu accent pe pediatrie. Deja am contactat studiul de fezabilitate și sper ca până la sfârșitul mandatului meu să existe acest spital. Numai dacă acest lucru se va întâmpla și o să voi fi foarte, foarte fericit. Am început și am contractat deja lucrări de amenajare a digului lacului Morii. De ce? Pentru că în sectorul 6 oamenii nu au unde să petreacă timp liber de calitate și atunci ce fac? Se duc în alte sectoare. Se duc în sectorul 3 în centrul vechi, se duc în Herăstrău sau pleacă din București. Mai avem proiecte de investiții semnificative, vrem să construim 5 corpuri de școală pentru că avem o presiune formidabilă dinspre Domnești, Bragadiru și Chiajna pe sectorul 6. Se învață în 3 schimburi de multe ori pentru că în ultimii 30 de ani, deși s-a construit masiv, s-au construit cartiere întregi, în sectorul 6 s-a construit mai mult decât în toate celelalte sectoare la un loc, nu a construit nimeni nicio școală. Mai avem și un program de construcție de crește și de grădinițe. Deci am demarat deja, am dat ordinul de începere de lucrări pe așa ceva. În același timp am început o campanie de curățenie generală temeinică în care avem mai multe operațiuni de la toaletare copaci, tundere iarbă, însămânțare acolo unde nu există iarbă, însămânțare de gazon, curățenie, asfaltare de străzi și plombare de străzi secundare, plus am preluat și plombarea unor străzi de la Primăria Capitalei, că ei încă nu erau gata atunci cu bugetul, marcare locuri de parcare, spălare străzi, deci mergem pe zone, sunt puse acolo, dacă se vede în spate, este harta sectorului împărțită pe zone și atunci mergem cu un pachet full pe zonă. Da, durează mai mult, dar raportat la faptul că intrăm în profunzime,
atunci eu zic că merită să o facem temenii măcar o dată pe an într-o zonă. În paralel, evident, trebuie să avem grijă de parcuri, de bulevarde principale, deci volumul de activitate este foarte, foarte mare. Avem diverse proiecte prin către care vrem ca să îmbunătățim baza sportivă din școli. Am deschis școlile în sectorul 6. Am înființat un serviciu de ridicări de mașini abandonate. Avem deja multe mașini abandonate identificate în sector și deja am făcut rost de un teren unde sunt duse. Vă spun ce îmi vine în minte, că la mulțimea de proiecte pe care le-am demarat și de direcții în care mergem, acțiunea este copleșitoare. Care este numărul mașinilor ridicate până în acest moment? Da, cred că s-au ridicat în aceste două săptămâni undeva la 30 și ceva de mașini, se poate și mai bine. Poliția locală are niște întârzieri și sunt nemulțumit și le-am spus, pentru că fiecare mașină care este ridicată trebuie să fie notificată cu 6 luni în prealabil. Eu am zis să se înceapă această activitate încă de acum 6 luni ca să fim astăzi pregătiți și trebuie să-mi aducă dispoziții pe care eu personal le semnez, dispoziții de ridicare acestor mașini. De asemenea, vor fi ridicate și mașinile care sunt pe spațiu verde sau care sunt și blochează traficul. Am venit cu o serie de proiecte menite ca să aducă mai multă ordine și disciplină în sectorul 6, proiecte care presupun supraimpozitarea fațadelor degradate și a terenurilor degradate, amenzi mai mari pentru cei care parchează pe spațiu verde. Deci am venit cu o serie de proiecte pe poliția locală ca să întărim partea de ordine publică și am venit cu mesajul că sectorul 6 nu este un sat fără câini. Și asta este foarte, foarte important să se știe că se aplică legea. Avem o serie de terenuri identificate pe care să facem parcări supraterane și subterane și acum primim proiecte. Vom introduce o serie întreagă de sensuri unice pentru a putea face și da la sol, parcări la sol. Deci ASPC-ul are în construcție acum două creșe. Vă zic așa ce îmi vine în minte în acest moment. Dar vă zic că sunt foarte, foarte multe proiecte și trebuie ca să le și prioritizăm ca efort și să mergem pe acelea prioritare. Spitalul, în primul rând, este un proiect important, după aceea amenajarea digului lacului Mori și nu doar a digului, ci și a insulei pentru activități de promenadă și construcția de școli. Acestea sunt cele mai importante proiecte. Dar, evident, avem iarăși un proiect foarte important, drumul Valea Largă, care leagă Valea Cascadelor de Ghencea, da? Pentru ca să nu mai se aglomereze Valea Oltului. Este un drum expres pe care vrem ca să-l facem. Drumul Osiei, drumul Roții, drumul Bacriului, drumul Viscolului. Sunt drumuri care sunt într-o stare deplorabilă. Plus că avem și o să mergem mai departe și cu programul de reabilitare a străzilor dintre blocuri. Deci aceste proiecte în acest moment sunt în pregătire sau se pregătesc efectiv partea de documentație, partea de atribuire, de achiziții, de licitații, pentru că fără aceste proceduri prealabile n-ai cum să ai lucrări. Cu privire la bătările de reședință supraterane, ați menționat că nu ați identificat până în acest moment un teren suficient de mare în Giulești. Și că erați în căutare. Asta este o declarație, cred că, din aprilie. Ați găsit până în acest moment, aveți aminte? Am găsit pentru parcări supraterane, în special terenuri în militari și prima va fi cel mai probabil construită în militar la Lujerului. Acolo o să construim și un parc mare, nu doar o parcare. Mai găsit în drumul Tabrei, dar în Giulești avem mari probleme ca să identificăm un teren. Teren care deja să fie ori în proprietatea municipiului București sau să fie în proprietatea municipiului București pe care noi să-l cerem sau al ADP sector 6, în administrarea ADP sector 6. Pentru că dacă vorbim de exproprieri, ne costă foarte mult exproprierea și atunci adică să te coste să faci un loc de parcare 15.000 de euro este foarte mult. Îți ia foarte mult timp ca să recuperezi investiția. Dacă reușim să identificăm un teren cât de cât ok, dar am identificat în Giulești terenuri, dar nu sunt în zone aglomerate, nu sunt acolo unde cea este foarte mare.
Acolo unde cerea este foarte mare, unde densitatea este mare, nu am identificat încă, dar pot să le spun giuleștenilor că nu vor fi în mandatul meu în niciun caz neglijați. Nu vor să fie pe ultimul loc. Am mai multe proiecte în Giulești. Construim o sală de sport, construim o bancă de alimente. Este un proiect pe care l-am preluat la fostă administrație și cu care mergem mai departe pentru comunitate. O să venim cu foarte multe programe de incluziune și deja am depus pe fonduri europene proiecte în acest sens. Deci, inclusiv partea de anvelopare o să meargă foarte bine și în Giulești deja merge și construcția, în primul rând am bugetat anul acesta pentru Giulești, să tragem apă canal, pentru că sunt o grămadă de stăți care nu au apă canal, să tragem aceste utilități. Okay. Ați spus că ați evaluat proiectele din fosta administrație, să vedeți dacă veți continua sau dacă le prioritizați pe unele dintre ele. Puteți să menționați anumite proiecte cu care continuați? Da, bineînțeles. Continuăm și trebuie să finalizăm la anul cel târziu, mi-aș dori și mai repede, locuințele sociale. Este vorba de un număr de 270 de locuințe sociale a căror construire a început în fostul mandat. Noi deja am depus documentație pentru a primi fonduri și se va semna contractul deja. M-am ocupat de acest lucru cu Ministerul Dezvoltării să ne ajute și financiar. Programul de anvelopări aici este... A trebuit să evaluăm foarte bine. De ce? Pentru că populația cere anvelopări, pe de altă parte, cei unde s-au făcut anvelopări sunt nemulțumiți de calitatea lucrărilor. Pe de altă parte, nivelul la care s-a contractat, suma la care s-a contractat este foarte, foarte mare. Nu știu pe în afară, dar pot să vă zic că un bloc mediu costă 5 milioane de lei ca să-l anvelopeze. Sumă imensă. Da? Deci cu banii ăștia fac o stradă. Și atunci... trebuie să le pui în balanță. Spital, școli, grădinițe, drumuri, anvelopări. De celelalte elemente de infrastructură edilitară beneficiază toată lumea. De anveloparea unui bloc beneficiază doar locatarii de acolo. Și atunci când facem planificarea investițiilor, fiind vorba de 1800 de blocuri în sectorul 6, noi... Deci fosta administrație a reușit ca să anvelopeze, să înceapă să anvelopeze 130 de blocuri cu bani împrumutați de la Banca Europeană de Investiții și la Banca Consiliului Europei, deci bani care se returnează, care, atenție, nu au fost plătite. Deci noi va trebui ca să suportăm inclusiv la bugetul local o bună parte din acești bani. Că mă întreabă oamenii, ce blocuri, câte blocuri intră la anvelopare? Păi stați puțin, să le plătim pe acestea, că nu le-a plătit fosta administrație, le plătește actuala administrație, chiar dacă au demarat atunci. După care ne asigurăm că le plătim pe acestea și o să vedem cu câte mergem mai departe. Cu cel puțin 50 de blocuri, mă aștept ca anul viitor să mergem mai departe. Aici este o situație, sunt peste tot răspândite în sector, eu nu schimb nimic la listă. Merg pe prioritizarea și pe criteriile deja adoptate către Consiliul Local al sectorului în fostă administrație. Avem o situație că Gabriela Firea și-a asumat 50 de blocuri din sectorul 6, nu le-a făcut, nu a contractat, n-a făcut nimic. În actualul mandat, actualul primar nu are capacitatea financiară să le facă și ne le dă înapoi. Aceste 50 de proiecte fiind mature și fiind anterioare celor următoarelor 50 care erau pe lista sectorului vor intra cu prioritate. Pentru că au fost depuse mai de mult dosarele, au fost săriți pentru că s-a învelopat înaintea lor de către sector, pentru că Primăria Generală nu s-a ocupat pe mandatul Gabrielei Firea și mi se pare doar normal ca să merg cu aceste 50 de blocuri care au depus din timp documentația asta. Dacă pentru cei care urmăresc pot să afle că o să mergem cu aceste 50 de blocuri. M-am ocupat și am obținut o finanțare pentru încă un număr de 10 blocuri la Ministerul Dezvoltării. Dar întotdeauna ai de prioritizat, încă o dată, spital, școli, grădinițe, străzi, anvelopare. De anvelopare o să beneficieze câteva mii de oameni, dar de celelalte beneficiază zeci de mii sau sute de mii de oameni. Și ca politician sau ca primar, întotdeauna trebuie ca să te uiți. Pentru că principalul instrument pe care îl are un primar în capitalism este bugetul. Sunt trei condiții, sunt trei elemente de care depinde succesul unui mandat. Prima condiție este capacitatea administrativă.
Asta înseamnă o instituție foarte bine pusă la punct, cu oameni competenți, care au competențele de care au nevoie și care au niște proceduri foarte clar de urmat. Deci competență plus proceduri. Asta înseamnă capacitatea administrativă plus legislația pe care o creezi prin politicile de dezvoltare locală pe care le ai. Al doilea element foarte important pentru succesul mandatului este bugetul. Dacă nu ai buget, poți să stai și în cap, poți să ai cea mai tare echipă, dar ai nevoie de buget. Iar acesta este parțial în controlul meu, pentru că noi avem bugetul construit din cota de impozit pe venit care ne revine nouă, plus fonduri europene, și aici am creat o direcție de fonduri europene și am adus oameni în administrația centrală care au experiență în a atrage fonduri europene. I-am adus în primărie și sunt foarte fericit că au dorit să vină să lucreze cu mine. Și am creat o direcție întreagă. Iată, am avut o ședință foarte bună cu ei. Plus ceea ce mai poți să capitalizezi. Și deja nu mai sunt secret pentru nimeni că eu, că noi o să facem la Statul 6 ceea ce se va chema administrația comercială. Deja am cerut acordul primării capitalei că dacă vrem să înființăm orice, avem nevoie, fiind subdiviziunea Bucureștiului, de acordul lor. Și asta, administrația comercială va avea rolul de a capitaliza spațiul public și de a aduce banii din ceea ce se află pe domeniul public, mă refer la terase, restaurante și așa mai departe, afișaj stradal, chioșcuri, piețe, parcări, adică orice poate aduce bani la buget, se va ocupa de această administrație care va avea două sarci principale. Prima, să se gândească cum poate fructifica la maxim spațiul public, care acum este abuzat foarte mult. Și a doua sarcină, meta-sarcină, ca să zic așa, să atribuie transparent la diferitele active pe care le are primăria, adică un spațiu într-o piață. Nu știu, să fac o licitație cu strigare, să fie totul la vedere și să obțin cel mai bun raport cel mai bun preț, ca să zic așa, pe care îl putem obține. Evident că va lua foarte mult timp, din păcate piețele au fost date de alți primari înaintea mea pe 20-30 de ani, adică avem piețe care ne aduc 1500 de euro pe lună, asta e o glumă. Da, adică să fii dita mai piața cu nu știu câți agenți economici, câte tarabe, să dai o redevență de 2500 de euro pe lună sau 2500 de euro pe lună unei primării, este efectiv un jaf și o glumă. Aici să ne uităm la aceste contracte, să vedem dacă putem face ceva. Dar na, greaua moștenire, care nu este recentă, da? Este mai veche. Aș vrea să mă întorc un pic la ce a spus dumneavoastră, că e nevoie și de oameni competenți. Dacă puteți să-mi spuneți mai exact ce înseamnă reorganizarea poliției locale și a direcției de asistență socială. Știu că ați spus că polițiștii locali vor da și anumite teste pe viitor și cei care vor rămâne vor fi și monitorizați. Puteți să detaliați un pic dacă ați deschis deja o perioadă pentru acele teste? Deci, reorganizarea poliției locale înseamnă așa. Acum avem undeva la 400 de polițiști, dintre care unii nu prea își fac simțită prezența. Adică nu mai văd ce se întâmplă în jurul lor, sunt ca și când nu sunt. Și eu am nevoie de polițiști care să vadă ce se întâmplă în jurul lor și să ia măsuri. Nu să treacă pe acolo ca și cum totul ar fi perfect. Nu e perfect. Și din acest motiv, partea de reformă, deci la poliția locală nu vorbesc doar despre reorganizare, vorbim despre reformă. Ce presupune? Presupune ca fiecare polițist să meargă pe câte o zonă și să știe tot ce e acolo. De la ce clădiri au fațadele degradate și terenurile abandonate, un semn de circulație strâmb, un bolard căzut, o bancă ruptă, da? Sectoristul, dacă vreți, cum era odată, o grădină de bloc neîngrijită și amendată asociația de proprietari. Pentru că acum răspunsul este foarte generală. Avem doar 4 servicii de ordine de publică puse pe cartiere. Dar eu vreau ca să știu foarte clar. 1-2 polițiști pe o zonă pe care să o patrueze și pe care să o știe pe din afară. Să nu fie să fie frică să dea amenzi. De multe ori le e frică să dea amenzi și îmi pare nu vreau să jignesc pe nimeni, dar sunt cazuri în care nu stăpânesc bine limba română și nu mai scriu procese verbale și nu mai dau amenzi. Și sunt funcționari publici. Da? Și am nevoie de această armată de polițiști ca să fie pe teren, prezentă în sector și nu cu fund în mașini și nasul în telefon și să vadă ce se întâmplă în jurul lor. Ei având un
o funcție de feedback către administrație. De ce? Pentru că ei, mai departe, vor trimite informații specializate structurilor de control și inspecție specializată din poliție, care înseamnă disciplina în construcții, înseamnă, adică vede un șantier că nu este ok. Atunci cineva specializat care știe foarte bine legislația vine și aplică amenda. Dar nu mai trebuie să am 20 de oameni la disciplina în construcții și să se acupere tot sectorul. Nu. Prima informație va veni de la ei, de la acești oameni care vor fi prezenți în sector, după care cei specializați se vor duce și vor aplica legea în funcție de competențele specializate pe care le au. Comercialul la fel. Am avut luna trecută 8 amenzi. În situația în care stăteam, am fost în pandemie, cu 8 polițiști locali la serviciu comercial. Haideți să fim serioși, adică o amendă de om la 400.000 de locuitori. Deci nu are cum, nu că cer eu amenzi, că nu cer amenzi, eu cer doar respectarea legii. Serviciul de mediu. Da? Ce să vă spun, că la disciplina în construcție am doar 3 ingineri sau 3-4 oameni care au studii tehnice și restul sunt analiști politici, economiști, juriști și așa mai departe. Și evident că e nevoie de o primenire și asta înseamnă într-o primă fază să rămână cei mai buni care vor fi formați profesional, care vor avea niște fișe de post foarte, foarte clare care vor include tot ceea ce am spus eu mai devreme și care vor fi informatizați, digitalizați, să trimită în timp real informații în centrală. Plus un sistem de camere video, 3.000 de camere video în sector inteligente care să aibă niște scenarii predefinite, care să alerteze și care să crească capacitatea de intervenție a poliției locale. Deci reforma pe care o am în cap este profundă. În reorganizare schimbăm puțin, micșorăm puțin schema ca să rămână cei care merită să rămână. Dacă va fi nevoie peste un an de zile și vedem că nu facem față, va fi nevoie de alți oameni, peste un an de zile o să luăm decizia să reangajăm oameni tineri în special, pentru că corpul este foarte îmbătrânit și fizic nu face față muncii în teren, pentru a crește calitatea acestui serviciu. Deci asta înseamnă foarte pe scurt reforma din poliția locală. În ceea ce înseamnă DGASPC-ul, adică protecția socială, asistența socială și protecția copilului, aici am venit momentan doar cu eficientizare. Eficientizarea ce înseamnă? Că cu aceiași bani să livrezi serviciile publice, aceiași servicii publice, nu, cu mai puțin bani să livrezi aceiași servicii publice la aceeași calitate. Și atunci am identificat oamenii care nouă ni s-au, sau nu oamenii, că nu am uitat la oameni, posturile care nouă ni s-au părut în plus. De-a lungul timpului s-au angajat la DGASPC și nu doar la DGASPC, diversi oameni, că era mai bine plătit, sporurile mai mari, munca mai puțină și s-au mai inventat posturi pe aici și pe acolo pentru o pilă politică, pentru altceva. Și atunci am mișurat schema cu aproape 130 de posturi fără să desfințăm niciun serviciu. Da? Asta este partea de reorganizare. Partea de reformă sau de unde nu mai mergem pe eficiență, ci mergem pe eficacitate. Eficacitate înseamnă, eficiență înseamnă costuri raportate la calitatea serviciului. Eficacitate înseamnă să livrezi serviciul de care este nevoie în comunitate. Deci pe eficacitate o să facem o analiză și să deja am început și să vedem ce tipuri de servicii sunt mai utile și indispensabile. Și atunci nu ne vom uita ca Gabriela Firea să trimitem diverse categorii de tineri sau de bătrâni la mare sau în Grecia și fizioterapii și alte masaje, ci ne vom uita unde există un risc iminent. Un risc iminent de excluziune socială, de risc de sărăcie, familii mari cu mulți copii care o duc foarte rău, persoane în vârstă care nu se pot îngriji, persoane care au un grad de handicap și nu pot să se angajeze. Da? Și pe aceste categorii vom dezvolta serviciile și vom livra serviciile care sunt necesare. Nu așa, da? Cum s-a făcut, distram bătrânii și duceam la discotecă. Ca să... E ok și asta. Da? Dar totuși, ca prioritate, eu nu vreau să folosesc DGSPC-ul ca pe un vehicul electoral, ci vreau ca să pur și simplu să-l pun pe niște baze ca să livrăm oamenilor serviciile de care este nevoie. Deci asta înseamnă, în primul rând, la început vii cu eficientizare, după care vii cu o creștere a calității serviciului, eficacitatea lui și impactul pe care îl are în comunitate. Bine, știu chestiile astea, că cu asta m-am ocupat înainte să fiu primar. Adică am dat consultanță în diverse țări din regiune pe
administrație, reforma administrației și ceea ce știam și eu la nivel teoretic și nu doar teoretic, pentru că am și aplicat astfel de măsuri și reforme anterior în viața mea profesională, acum am, nu șansa, plăcerea, efectiv, plăcerea să le aduc în primăria Sătului 6.